importanța calculului perioadei fertile. Aici este un subiect pe care aș vrea să-l înțelegeți foarte bine, pentru că sunt atât de multe informații greșite pe internet, care vă pot induce în eroare și care vă creează o frustrare, pentru că dumneavoastră respectați ce scrie pe internet și totuși nu reușiți să rămâneți însărcinată. Ei bine, această perioadă fertilă, aș vrea ca dumneavoastră să înțelegeți că nu este tot una cu ovulația. Deci ovulația este una, perioada fertilă este alta. Ovulația nu la toate femeile este în ziua 14 și perioada fertilă nu corespunde cu ziua ovulației. Deci sunt noțiuni diferite, așa încât, haideți să vă explic. În primul și în primul rând, ovulația este un proces hormonal care se întâmplă la o dată fixă în calendarul fiecarei femei, dar nu calculând a 14-a zi de la ultima menstruație, ci calculând invers. Adică noi anticipăm când ar putea veni următoarea menstruație și calculăm înapoi 14 zile. De ce spun asta? Pentru că sunt femei care au menstruații la intervale de 24 de zile și sunt femei care au menstruații la interval de 34 de zile, să zicem, da? Bun, diferența dintre aceste două femei este că ovulația lor este la 24 minus 14, respectiv 34 minus 14, deci în cazul primei doamne, ovulația va fi în ziua 10 și în cazul celei de-a doua doamne, ovulația va fi în ziua 20. Deci partea asta de la ovulație până la menstruație de 14 zile este mereu fixă, este bătută în cuie. Asta nu se schimbă niciodată, pentru că așa funcționează corpul la femeie. Ce diferă de la o femeie la alta este perioada dinainte de ovulație, adică în cazul primei doamne, din prima zi de menstruație până la ovulație, are doar 10 zile, timp în care primele 5 zile, să spunem, sunt cu sângerare, da? Și în cazul ei, ea va rămâne sărcinată foarte aproape imediat după menstruație, dar în cazul celei de-a doua femei, ea va avea o menstruație de câteva zile, da? 4-5 zile, și după care abia în ziua 20, dumnea ei va avea ovulație. Asta înseamnă că ea va rămâne gravidă undeva cu mult după 14 zile, practic, da? Undeva între zilele 18-21. Pe acolo va fi. Deci, este foarte important să vă dați seama că nu este un calcul care poate fi făcut pentru toată lumea. Diferă tot timpul. Dacă femeia, de exemplu, are menstruații la interval regulat sau dacă nu le are, de ce nu le are și medicul o să vă ajute să vă reglați, da? Și în momentul în care o să aveți oarecum la fel intervalul acesta, plus minus două zile, și puteți face o aproximare. Folosiți mai ales acele aplicații de pe telefon mobil care vă pot ajuta foarte mult. Da? Când puteți face o aproximare și mereu puteți calcula înapoi când aveți ovulația, 14 zile de la viitoarea menstruație calculate înapoi, puteți stabili cumva, în cazul dumneavoastră, când aveți ovulația. Să spunem că aveți ovulația în ziua 20, da? Dacă aveți ovulația în ziua 20, luați în calcul că ovulul trăiește cât? Ovulul trăiește o zi, maxim două. Deci dacă ovulul trăiește o zi, maxim două, noi avem nevoie ca să rămânem însărcinate, să găsim niște spermatozoizi care să nimerească ovulul atunci când el este în viață. Dar spermatozoizii au o viață mai lungă, deci nu trăiesc atât de puțin. Ei trăiesc, dacă bărbatul este mai ales sănătos, ei pot trăi chiar și 5 zile sau mai mult. Așa încât, luați în calcul că spermatozoizii nu ajung imediat, adică dacă aveți un contact sexual astăzi, nu înseamnă că veți rămâne neapărat în secunda asta însărcinată. Durează ceva timp, spermatozoizii trec prin niște bariere, prin tot felul de probe, da? Până ajung la ovul. Și acest traseu până la ovul poate dura mai multe ore și câteodată mai multe zile. Așa încât, Nu trebuie să trageți concluzia pripită că dumneavoastră trebuie să aveți contact în ziua ovulației. De cele mai multe ori, pentru a rămâne însărcinată, șmecheria este să calculați înapoi față de ovulație un număr de zile în funcție de, sigur, partenerul dumneavoastră. Dacă credeți că aveți un partener care este super sănătos și probabil are o fertilitate bună, atunci cu 5 zile înainte de ovulație este decent, da? Să calculăm că sunteți fertile. Ca să calculăm cumva, așa, să găsim o logică matematică în toată povestea asta, ideal ar fi ca dumneavoastră să selectați fie zilele pare și impare, fie 1, 3, 5, 7 sau cum doriți dumneavoastră. Și o să vedeți, atunci când o să mergeți la medic, poate nu vă descurcați să vă calculați singurele așa cum v-am explicat eu. Dar
De exemplu, dacă aveți ovulația în ziua 20, dumneavoastră considerați că perioada fertilă se termină cu o zi, două după, când moare ovulul, iar înainte de ovulație lăsăm, să spunem, 5 zile, da? Cât ar trăi spermatozoizii, ca și interval. Deci, dacă avem ovulația în ziua 20, perioada fertilă la noi începe în ziua 15. Și în mod normal ar trebui să aveți contact sexual în zilele 15, 17, 19 și 21. Deci aveți 4 zile bune pentru a încerca să rămâneți însărcinată în acea lună.